Trump a semnat pe 25 ianuarie decretul privind ridicarea unui zid anti-imigranți la frontiera cu Mexicul. Imediat, regele internațional al romilor, Dorin Ciabă, i-a scris președintelui american pentru a-i propune un parteneriat. Prima ofertă de colaborare pe care o lansăm este aceea de a executa împreună cu membrii etniei zidul dintre America și Mexic. Oferta de execuție este la un preț scăzut datorită faptului că națiunea romă nu are de lucru, iar situația financiară a romilor este foarte precară, i-a transmis Dorin Ciabă lui Donald Trump. Liderul romilor a adăugat că etnia sa este extrem de pricepută la prelucrarea fierului și corecta bariera cu ușurință. Elanul romilor a fost însă curmat rapid de ambasadorul american în România. This is news to me. I wasn't aware that that a representative of the Roma community reached out to my president. I really have no comment. I would anticipate, however, that given some of my president's other statements, that he would prefer that Americans build that wall. Zidul anti-imigranți va avea o lungime de 3200 de kilometri și un cost estimat între 8 și 14 miliarde de dolari.